Salut! Astăzi vreau să-mi ating obiectivul. Atenție! Camerele de supraveghere video analogice Dahua cu tehnologie inteligentă duală de iluminare au ajuns, se pare, la mine pe masa de prezentare. Câteva din aceste camere le poți găsi deja pe site-ul nostru, dar în curând toate vor fi disponibile. Găsim o gamă diversificată de rezoluții cuprinsă între 2 megapixeli, 5 megapixeli și 8 megapixeli. Avem de-a face cu camere eyeball sau dom și camere bullet mai mici sau mai mari. Bineînțeles, și în gama de camere dom poți găsi camere mai mici sau mai mari. Și să nu uităm, sunt camere cu iluminare inteligentă, duală, și sunt camere din plastic sau din metal, în funcție de preferințele dumneavoastră. Hai să ne ocupăm acum de această prezentare. În episodul de astăzi vreau să îți prezint doar camerele bullet, iar în următorul episod, camerele dom rămase. Am ales să fac asta deoarece ar fi ieșit un video foarte lung și am zis că mai bine să-l facem din două. Vizionare plăcută! Foarte important de știut, camerele analogice sunt dotate cu tehnologie inteligentă duală de iluminare ce variază între 20 metri și 40 metri. Asta înseamnă că putem folosi aceste camere în trei moduri. Modul Smart, care prin detecție la mișcare transformă imaginea alb-negru în color. Modul Color Permanent, ce oferă doar imagine color. Și modul infraroșu, ce oferă doar imagine alb-negru. Sunt sigur că aceste camere vor satisface mulți pretențioși, chiar dacă sunt camere analogice. Eu cred că în paralel cu un DVR inteligent Safer i3 sau Dahua i3, vor lucra foarte eficient, dar asta rămâne de văzut. În imaginea noastră găsim cele mai mari camere bullet din gama cu iluminare inteligentă duală. Enumerăm 2 megapixeli, 5 megapixeli și 8 megapixeli. În cutia fiecarei camere găsești declarații de conformitate, ghid de instalare, template pentru fixarea camerei în locația dorită și, bineînțeles, nu uităm de șuruburile de montaj. Ca și tehnologie, pe aceste camere găsim două LED-uri cu lumină caldă și două LED-uri cu infraroșu. Puterea de iluminare a LED-urilor de pe fiecare cameră se ridică la 40 metri distanță. Construcție. Carcasa camerelor este formată din plastic combinată cu metalul ce formează piciorul de prindere. Tot pe picior găsim 3 șuruburi pentru reglarea unghiului de captură. Camerele au F-ul sau diafragma de 1.6 ca deschidere. Lentila lor este una fixă de 3.6 mm, dar este opțională și lentila de 2.8 pe aceste modele. Bineînțeles că microfonul nu lipsește din peisaj. Alimentarea lor se face la 12V, iar camerele sunt protejate împotriva prafului și umezelii prin IP67. Întotdeauna când alegi o cameră, te uiți la senzorul acesteia, rezoluția camerei, dar și la cadrele pe secundă pentru că ne interesează și fluiditatea mișcării. Nu cred că își dorește nimeni o imagine sacadată pe cameră. La rezoluția de 2 megapixeli avem 30 de cadre pe secundă, 5 megapixeli 25, 8 megapixeli 15, decent în 4K, spun eu. Cam atât despre cele 3 camere identice cu rezoluții diferite. Continuăm cu celelalte camere bullet care sunt puțin mai mici. Ce trebuie să știm despre ele? Cele 5 camere au putere de iluminare de până la 20 metri. Lentila camerelor este fixă de 3.6 mm. Diafragma acestora variază ca deschidere între 1.6 și 2.0. Bineînțeles, avem microfon încorporat, indice de protecție IP67 pe toate camerele și alimentarea lor se face la 12V. De data aceasta găsim 3 modele full metal cu rezoluții cuprinse între 2, 5 și 8 megapixeli. Dar găsim și două modele din plastic cu rezoluții de 2 și de 5 megapixeli. Începem cu camerele din plastic. Designul este unul drăguț și compact, cu posibilitate de reglare din piulița aflată pe piciorul camerei. Cele două camere sunt identice, diferența făcând-o doar senzorul acestora. În Full HD avem 30 de cadre pe secundă, iar în 5 megapixeli găsim 25 de cadre pe secundă. Important, aceste camere au câte două LED-uri cu lumină caldă și două LED-uri cu infraroșu. Camerele din metal sunt puțin mai diferite la partea de iluminare. Aici găsim doar un LED cu lumină caldă și un LED cu infraroșu, spre deosebire de cele din plastic care au câte două. Îmi plac, sunt solide, compacte și au același design ca și celelalte camere din plastic. Unghiul acestora se reglează din șurub și nu din piuliță, spre deosebire de camerele din plastic. După cum am menționat și la începutul materialului, continuăm cu camerele dom în episodul următor. Rămâi aproape de noi, am câteva materiale interesante pentru voi.